Mulțumim Domnului și cu smerenie să cerem ajutorul Său, să stăm înaintea Lui cu încredere, pentru că Domnul în fiecare zi, așa ca în săptămâna creației, vrea să se ocupe de noi și să adauge câte ceva la desăvârșirea noastră, până când în final toate să fie așa după cum El le-a gândit în înțelepciunea și dragostea Sa, slăvit să-i fie numele. Astăzi lecția a șaptea, din tematica întrebări pentru inimă, ce gânduri te frământă? În mintea omului traversată zilnic de mii de gânduri, am putea identifica două categorii de gânduri. Unele care sunt insistente, care frământă mintea, obsedează, pasionează, iar altele care sunt fugare și se pierd prin această infinitate de gânduri. Amintiți-vă de împăratul Dariu, care s-a frământat o zi întreagă să-l scape pe Daniel și n-a reușit, spune Scriptura în Daniel 6. După care toată noaptea n-a fost liniștit, gândurile au continuat să-l frământe, până într-acolo încât dimineața a alergat nerăbdător la groapa cu lei să vadă ce s-a întâmplat cu omul lui Dumnezeu. Acestea sunt gânduri care frământ, care te consumă zi și noapte. Biblia face diferență între unele și altele, să ne gândim la situația în care legea pedepsea pe un ucigaș în cazul unei fapte premeditate, dar dădea voie ca ucigașul să fugă într-o cetate de scăpare dacă a ucis pe aproapele său fără vreun gând mai dinainte. Deci fără să fie frământat în mintea lui și fără să pună la cale să ucidă pe aproapele său, așa cum spune Scriptura în Numeri 35, de la versetele 10 la 24. Aș mai aminti un caz, Genesa 40 cu 23, paharnicul l-a uitat pe Iosif timp de 2 ani. Cu siguranță nu l-a frământat gândul acesta ca pe Dariu cu privire la Daniel, care s-a trudit să-l scape. Dacă l-ar fi frământat gândul, ar fi încercat să-l scoată din temniță. Într-o altă idee, tot introductivă, vreau să amintesc că omul trebuie să se supună atenției divine cu toate gândurile lui, fie cele insistente, fie cele trecătoare, dar în mod deosebit cele de care, așa cum am amintit, ne vom ocupa în această seară. În Psalmul 139, David se deschidea înaintea Domnului și spunea în versetul 2, Doamne, știi, de departe îmi pătrunzi gândul. Și nu doar conștient că Dumnezeu cercetează gândurile, vroia să se supună el atenției lui Dumnezeu. Când zice în versetul 23, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Haideți să facem și noi în această seară cu sinceritate, să putem clasifica gândurile noastre, iar cele ce ne frământă la rândul lor, să vedem din ce categorie fac parte. Profetul Amos spunea și el, citesc din cartea sa, capitolul 4, versetul 13, prezentându-L pe Dumnezeu ca unul care a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului, până și gândurile lui. Să nu credeți că Dumnezeu face asta doar din capacitatea sa, ci e unul care îl interesează. Drept dovadă, spune tot în Profeți, Isaia 66 cu 18, și să ne gândim serios la aceasta, eu, zicea Domnul, pedepsesc faptele și gândurile lor. Iar Apostolul Pavel are un verset greu, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, pe care l-am amintit în aceste lecții, pentru că se referă tocmai la omul ascuns a inimii și are de-a face cu aceste întrebări pentru inimă. 1 Corinteni 4, cu 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Așadar, haideți să ne aprofundăm puțin
în domeniul gândurilor. Și să observăm că mintea este ca și o sfântă a sfintelor a omului, adică locul cel mai de preț, cel mai tainic, acolo unde omul este el însuși, 100%, și unde nu poate să aibă nimeni acces dintre oameni. Gândul, fie el în procesul de gândire sau ca rezultat a gândirii, mintea, în mod deosebit prin fenomenele la care ne vom opri. De exemplu, în românește avem expresiile a frământa gândul, ceea ce înseamnă a preocupa, a obseda o idee pe cineva, sau dus sau căzut pe gânduri, absorbit de o idee, de un plan, a sta pe gânduri, a reflecta mult sau a pune pe cineva pe gânduri, a-l îngrijora, a se preocupa de o anumită temă sau a sta gândul la ceva, adică ne putându-și deslipi gândul de la ideea, de la persoana, de la problema aceea, să se gândească și la o altceva, la o altă problemă. Să citim și din cartea înțeleptului Solomon, Proverbe capitolul 4, pentru a înțelege că izvorul oricărei acțiuni este mintea. De aceea accentuia el, citesc de la versetul 21, să nu se departeze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, că cele sunt viață pentru cei ce le găsești, sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima. Și asta înseamnă mintea. Evreii socoteau că oamenii gândesc cu inima. Mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. În acest loc tainic, Sfânta Sfintelor Omului, cum l-am numit, numai Dumnezeu are acces total. De aceea spunea David lui Solomon, cel care a scris apoi aceste cuvinte, citesc din 1 Cronici 28, versetul 9, la tinerețe i-a dat un sfat: și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește cu toată inima, cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dumnezeu este interesat de modul în care noi gândim și în mod deosebit de acele gânduri care insistă, persistă în mintea noastră. Pentru că El știe ce capacitate de gândire avem, El a fixat limitele. Spunea același Solomon, Eclesiastul 3:11, că Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început și până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Suntem limitați. Vreau să mai amintesc câteva aspecte legate de gânduri în complexitatea acțiunilor lor. Specialiștii, medicii, spun că în creierul unui om sunt nu mai mult de un minut, mii de operații. Este un flux în gândirea omului, ceva ce n-ar putea să fie redat, n-ar ajunge cuvintele și imaginile ca să transmită tot ceea ce se petrece în mintea unui om. Mintea omului este frământată de trecut, de prezent, de viitor. Spune un verset în cartea Iob, capitolul 21, versetul 6. Despre efectul care îl are gândul. Sunt cuvintele omului Dumnezeu: când mă gândesc, mă înspăimânt și un tremur îmi apucă tot trupul, pentru că se lucrează la sediu. Există o prioritate în gândurile care alcătuiesc topul atitudinilor și acțiunilor omului. De regulă, ceva ne frământă mai mult într-un anumit moment sau poate chiar într-o anumită vreme. Și dacă apare altceva, s-ar putea să devină acea problemă prioritară, eventual revine ceea ce a fost înainte sau se pierde, pentru că sunt fenomene din afara ființei umane, factori de mediu să-i numim, sau aspecte interne ale Duhului, probleme legate de sănătatea trupului. Vă amintesc un caz din Vechiul Testament, scrie în 1 Samuel 10:2, că părinții lui
Saul au fost frământați cu o parte din animalele pierdute. Dar după ce fiul lor, Saul și sluga, a plecat și nu le-a mai găsit, le-a spus la rudenii, care le-au spus la Saul la rândul lor când s-au întâlnit, acum nu mai e frământat de animale. Acum este îngrijorat de voi, se gândește ce s-a întâmplat cu voi. Sau cum spunea cineva, dacă întârzie bărbatul de la servici, mai întâi femeia este frământată să-l ia la rost. Dacă întârzie mult tare, își schimbă frământarea, se gândește, da, dacă i s-a întâmplat ceva. Acum nu mai e gata să-l ia la rost, acum s-ar bucura numai să-l vadă, venind să nu se fie întâmplat vreo nenorocire. Așa se întâmplă în mintea noastră, adesea frământată de multe probleme. Gândurile lucrează și noaptea, de aici multitudinea de vise. Creierul uman este într-un consum permanent. Spune Scriptura tot în cartea Iov, capitolul 4, versetul 13. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, deci nici chiar somnul nu lasă mintea totalmente în pauză. Mintea umană este ca și o moară care macină într-una. Sau cum spunea cineva, când zice omul se duce cu mintea, e ca și cum ar merge cu trenul, dar în viteză. Și peisajul tot din jur îl cuprinde în mintea lui, cât poate să vadă. Tot ceea ce parcurge, câmpii întinse și unele rămân în imagine și toate acestea le duce cu el. Dar cu atât mai mult dacă mintea umană ar suporta accesul, procesul unor revelații în minte, consumul ar fi mult mai mare. Spune Scriptura în cartea profetului Daniel, capitolul 7, că acest profet a avut parte de o serie de descoperiri și la un moment dat el notează în cartea sa, 7:28, aici s-au sfârșit cuvintele: pe mine, Daniel, m-au turburat nespus de mult și gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feții. N-a fost ușor să suporte aceste supradimensionări, dat fiind descoperirea divină. Să ne amintim de Maria, mama Domnului Hristos, despre care scrie în Luca, capitolul 2, versetul 19, că după ce a fost vizitată, era împreună cu Domnul Iisus, copilaș și cu Iosif de păstori, și s-au spus cuvinte care s-au adăugat la tot ceea ce li s-a spus până atunci. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și Simon i-a profețit și i-a spus, inima ta va fi străpunsă și se vor descoperi gândurile multor inimi. Să ne gândim, rămânând în Luca, capitolul 24, la ucenici care după învierea Domnului nu știau ce să creadă. Rămânseseră afectați de iureșul evenimentelor și scrie aici în Luca 24, versetul 38, cuvintele Domnului care le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Iată așadar ce fenomene cuprind mintea sub efectul gândirii. Gândurile rodesc în toate acțiunile omului. Ele pot să determine cuvinte, pot să producă fapte și sunt influențate în primul rând de ceea ce este în duhul omului. Duhul care își are locul în minte este cel care influențează în primul rând acțiunile noastre, de la cuvinte la orice fapte. Să citim din cartea profetului Ieremia, capitolul 6. Vom adăuga din această carte câteva versete. Mai întâi, capitolul 6, versetul 19. Cuvintele Domnului care a spus prin profet: iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, pentru că idolatria, apostazia lor a pornit din minte. N-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. De aceea Dumnezeu judecă gândurile și faptele, pentru că întâi totul este în gând, apoi în faptă. Tot în Ieremia scrie în capitolul 17, versetul 2,
cum se gândesc la copiii lor. Și ca părinți știm ce înseamnă aceasta. Așa se gândesc la altarele lor. Deci iată cum lucrurile spirituale domină mintea. Ori slujești lui Dumnezeu adevărat, ori ești pasionat de lucruri lumești. Și în 18:12 este scris, dar ei zic degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre. La urma urmei omul face ceea ce gândește, e drumul pe care a pornit. Și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre, ceea ce înseamnă înclinația gândurilor. Gândurile care l-au frământat îl determină să acționeze într-un anume fel. Adaug și din cartea Iov câteva versete ca să ne dăm seama cum gândurile se transformă în cuvinte și apoi în alte fapte. Iov 20, versetul 2. Gândurile mele mă silesc să răspund. Dacă l-a lăsat gândurile în pace, ar putea tăcea. Și frământarea mea nu-mi dă pace. Așa s-a întâmplat cu acest prieten al lui Iov, mai târziu Elihu, scrie în capitolul 32 că nici el nu s-a putut stăpâni. Atât de mult era frământat în gânduri, încât a trebuit să ia cuvântul. Citim de la versetul 17. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Că sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul înăuntrul meu. Înăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, care este burdufuri noi, gata să pleznească. Voi vorbi deci, ca să răsuflu în voie. Îmi voi deschide buzele și voi răspunde. Dar sunt fenomene pe care noi le știm. Un gând răzleț, puțin probabil să iasă pe gură. Dar un gând insistent nu prea are pe unde, pe altundeva. Eventual dacă ne-am adresat în scris sau printr-un mesaj telefonic. Dar gura e cea mai la îndemână. Și de regulă omul lasă să iasă ceea ce gândește. Mai amintesc aici faptul că numai gândurile lui Dumnezeu sunt irevocabile și atotputernice. Noi suntem limitați. Și chiar în ceea ce am vrea să spunem, poate nu ne exprimăm într-o totul corect și foarte probabil să nu fie bine. Citim tot din Iov 42:2, unde Iov ajunge la concluzia că ar fi mai bine să tac. Și zice înaintea Domnului, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Gândurile noastre sunt gata de multe acțiuni, dar numai gândurile Domnului sunt atotputernice. A noastre se pot transforma în fapte, dar totuși pot rămâne într-o fază, într-un proces, fără să ajungă la finalitate. Însă ale Domnului, și să ne gândim că noi suntem creați după chipul Său, pot să-și atingă scopul. Fapt pentru care mai citești și din Psalmul 73, unde Asaf era și el frământat. Dar la un moment dat își dă seama că n-a gândit bine, mai bine să tacă. Și zice el în versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Iar în Psalmul 92:5 este scris în aceeași idee, deci Asaf și Iov și noi, cu toată gândirea noastră, cu tot efortul nostru, vorbind sau tăcând, acționând sau rămânând în pasivitate, suntem limitați. Să lăsăm pe Dumnezeu cel care e stăpân, atotputernic. 92:5, cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel de bun nu ia seama la el. Deci mai degrabă să ne smerim înaintea Domnului și să fim atenți. O altă idee legată de complexitatea gândurilor, adesea pe noi ca oameni ne frământă citirea gândurilor altuia și ne gândim, oare ne este prieten, oare vorbește sincer cu noi, oare este răuvoitor și să-l plasăm în categoria dușmanilor? Când era David fugit, au venit la el niște oameni din diferite seminții ale lui Israel și le iese înainte cu cuvintele, veniți cu gânduri de pace? Sau veniți să mă înșelați și să mă trădați? Și el le-a spus, eu sunt curat. Și unul dintre ei, sub inspirația Duhului, a spus, suntem cu tine, David, și cu tine, fiul lui Isai, Domnul să-ți ajute și l-a binecuvântat.
De asemenea, îi mai frământă pe oameni tare mult citirea viitorului. Observați în societate cât de pasionați sunt oamenii de oroscop. Unii chiar apelează la metode vrăjitorești. Și totuși Dumnezeu ne interzice categoric să încercăm să citim viitorul prin intermediul oamenilor sau al astrelor. Scriptura spune categoric, citesc din Deuteronom capitolul 18, de la versetul 10, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica lui prin foc, nimeni care să ai meșteșugul de ghicitor, de citor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe cei morți. Căci oricine face aceste lucruri este o răciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Deci, e bine să fim înțelepți, dar e bine să ne cunoaștem limitele și în raport cu Dumnezeu și în raport cu oamenii. Poate uneori ne frământă gândul, am visat ceva și nu ne amintim. Știți că și Nebucadnețar a fost terminat, s-a supărat încât voia să omoare pe toți din jurul lui, să-i spună ce a visat. Uitase, îi ieșise din minte și nu știau nici ceilalți. Nici Daniel, ca om, n-avea de unde să știe, dar Dumnezeu i-a descoperit apoi. În aceeași carte, Daniel scrie apoi despre același Nebucadnețar, în capitolul 4, citim versetul 5. Am visat un vis care m-a înspăimântat, gândurile de care le-am urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Și nu știa ce va să fie. Daniel i-a tâlcuit aceasta. Iată așadar că tot înaintea Domnului este bine să venim cu gândurile cât mai aproape de El. Să ne amintim și de ucenici, fapte 1 cu 6, care după înviere l-au întrebat pe Domnul, acum ai de gând să instaurezi împărăția lui Israel. Și Domnul i-a avertizat, astea nu sunt gânduri bune. Altă preocupare trebuie să aveți. Oricum, tare bine ar fi să putem face ordine în mintea noastră. O vorbă înțeleaptă spune, decât o minte aglomerată, mai bine una ordonată. Dar asta nu e ușor. Pentru că așa cum v-am spus, zi sau noapte, cu privire la noi, la cei de lângă noi, la trecut, la viitor, gândurile ne pot obosi tare. Și nu puțini oameni ajung să se îmbolnăvească psihic. Alții, cum spuneam, ceea ce este interzis total de Scriptură, să apeleze la forțe oculte, la medium spiritiste, pentru ca să obțină informații. Și ceea ce spun în încheierea acestei prime părți a lecției noastre despre domeniul gândurilor, există o relație profundă între credință și conștiință, acolo în mintea noastră. Omul credincios este ajutat enorm de Dumnezeu. Poate să primească pace și pentru ceea ce nu înțelege. De asemenea, dragostea nu se gândește la rău, spune Apostolul 1 Corinteni 13 cu 5. Dar cred că e mai bogat versetul din Filipeni 4 și asta are de-a face cu rugăciunea, de altfel cred că citirea Bibliei și rugăciunea sunt cele mai de bază lucruri pentru o minte sănătoasă. Așa cum dorea Apostolul Petru să aibă cei cărora le adresa scrisoare. Filipeni capitolul 4, citim de la versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru care ar putea să-ți frământe minte. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și iată efectul. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile. Să nu se obosească, să nu ia razna, le va păzi în cea mai mare siguranță în Hristos Iisus. Adică te întorci din nou la El și primești pace. Te gândești că mijlocește pentru tine, că are un plan de viitor, de mare har și ești liniștit. Să nu încercăm să ne ascundem gândurile înaintea Domnului. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 4. Și în ideea aceasta e bine când citim cuvântul să fim sinceri, să-l primim cu blândețe, spune Iacov. Când ne rugăm să fim cu inima curată. Evrei 4, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, versetul 12,
mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și mădăvea, judecă simțirile și gândurile inimii, face ordine în minte, citind cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. De aceea, activitățile sfinte de la adunare fac oamenilor bine, o cântare, rugăciunea, cuvântul. Pot să le aducă liniște, răspunsuri și diverse rezolvări, lăsând pe Dumnezeu cel a cărui gândire nu poate fi pătruns, să stăpânească și să lucreze El peste gândirea noastră atât de limitată și adesea atât de obosită. Într-un al doilea capitol al lecției noastre, potrivit cu întrebarea ce gânduri te frământă, am identificat gânduri bune, gânduri în dezbatere și conflict despre care nu ne-am lămurit dacă sunt bune sau rele, și gânduri rele. Toate aceste trei categorii pot să frământe mintea. Mai întâi, gânduri bune. Ele trebuie să frământe mintea, nu fac rău. Dacă ți-ai propus să faci un bine, asta nu te obosește. În primul rând, trebuie să avem gânduri de pocăință, de apropiere de Dumnezeu, gânduri sfinte, de a fi mai curați, de a îndepărta păcatul din viața noastră, de a ne sfinți. Acestea sunt gânduri care merită să frământe mintea noastră, să ne gândim în ce domenii nu am ajuns desăvârșiți, să nu ne plafonăm în mod fariseic și să ne luptăm ca mai departe să putem avea progres spiritual. Spunea Domnul Hristos, Matei 6:33, căutați mai întâi. A căuta înseamnă a insista în părăția lui Dumnezeu și în neprihănirea Lui. Și devansează problemele pământești care nu trebuie să ocupe mintea noastră. În Psalmul 1 avem un sfat bun prin care suntem îndemnați să evităm părtășiile rele. Omul acesta care vrea să fie fericit nu se duce, nu se așează, nu se oprește, dar face altceva cu insistență. Versetul 2, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă. Asta înseamnă pasiune pentru minte. El este ca un pom sădin lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, a cărui frunze nu se vesejește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. A ne gândi la lucruri bune înseamnă a ne trage seva din Dumnezeu. Gândurile sunt ca rădăcinile unui pom. Și asta se va reflecta în coroană, în dezvoltare, în flori, în roade, în toată existența și valoarea acelui pom. Aceasta este indicat. Rămânem în cartea psalmilor. Psalmul 119 are câteva versete tare frumoase cu privire la gânduri care merită să pasioneze mintea noastră. Și dacă ne-ar întreba cineva, în momentul dat, la ce te gândeai? Se spune, uite, la un pasaj din Biblie. Mă gândeam la Domnul Hristos, la împărăția lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 15. Mă gândesc adânc, asta înseamnă să se frământe mintea, la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. 48. Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Nu superficial, în profunzime, să privesc la ce e scris. Versetul 59. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale, adică vreau să mă cercetez, sunt în acord cu voia ta sau trebuie să-mi pun viața în rânduială. 97. Cât de mult iubesc legea ta. Și iată dovada. Toată ziua mă gândesc la ea. Eu personal am încercat să îmi disciplinez gândurile în multe zile și nu-i simplu. Mi-am propus fie să mă rog așa meditativ, fie să repet pasaje din Scriptură și gândul este tare răzleț. De aceea trebuie să fim pasionați de așa ceva dacă vrei să avem rezultate, să ne disciplinăm, altfel îți propui să repeți un verset și până să-ți mă amintești de versete, mi-ai gândit deja la 50 de lucruri. Și până să te întorci înapoi, le car după tine. Pentru că mintea noastră e tare voiajeră. Și tot aici citesc versetul 99. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, că își mă gândesc la învățăturile tale. Și în consecință știi cum să aplici Scriptura. Și devii înțelept prin aceasta.
Și încă un verset, 148. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Deci pasiunea pentru cele sfinte, pentru Biblie, e bine să înceapă de dimineață. Ferice de omul care își ia dimineața un gând din Scriptură. Un alt verset frumos l-am găsit în Ieremia 51, versetul 50. Cei care a scăpat de sabie, plecați, nu zăboviți, vorbea celor din Babilon. Cei din pământul depărtați, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie în inimile voastre. O pasiune, cât ar ține un drum de lung, să gândești la acest scop măreț și să nu uiți. Sau cum spune Pavel în Coloseni 3:2, gândiți-vă la lucrurile de sus. Probabil ar trebui să facem mereu acest exercițiu, că mintea ne cade. Zburam recent cu avionul și, în mod deosebit, avioanele astea low cost n-au scaunile rabatabile. Îți ține coloana așa la 90 de grade și vroiam să ațipesc și constatam că scap capul în față. Și m-am dat seama că nu stă la fel de bine ca și atunci când se întrează. Cred că așa ceva e cu gândurile. Cum nu depui efort să-ți păstrezi coloană și să fii vertical, să gândești la cele de sus, cum te scapi și iar gândești la cele de jos? E drept că suntem țărână și trăim aici pe pământ și ne intersectăm cu ea în probleme. Totuși, trebuie să revenim, să ne amintim și reamintim și să gândim la cele de sus. Acolo e cetățenia noastră, acolo trebuie să fie comoara noastră. Acolo este Domnul care ne așteaptă și acolo vrem să petrecem veșnicia. Doamne, ajută-ne! Pe lângă gândul de sfințire, de apropiere de Dumnezeu, cred că trebuie să ne mai frământe și gândul de implicare, de acțiune în lucrarea Domnului, de a face ceva pentru numele Domnului. Îmi spunea astăzi cineva la un telefon, vreau să fac un bine, că, zicea el, cum spunea altcineva, și rău am făcut destul. Și a adăugat el, nu că am făcut eu atât de mult rău, dar totuși vreau să fac bine. Nu știu cât a făcut bine sau rău. Dar noi trebuie să ne gândim, după cum spune un vers, cea mai mare întrebare care în lume poate fi este când se întreabă omul sau când gândește omul, ce bine pot face aici? Spune Scriptura că faptele bune sunt rânduite, adică ni se ivesc prilejuri. Spunea Pavel la Galateni 6, faceți bine cât aveți prilejul tuturor, dar mai ales fraților în credință. Despre David e scris în mod repetat în Vechiul Testament că avea de gând să zidească o casă pentru Domnul. Știți că nu i-a fost permis, dar atât de insistent a fost gândul pentru a face ceva, încât până la urmă a adunat materiale, multe, încât a primit de la Domnul schițele pentru templu, pentru toate lucrările, a organizat oamenii în casa Domnului. Și Solomon, la rândul lui, a avut gând pentru Domnul. Spune la un moment dat, cartea 2 Cronici, capitolul 7, și într-o zi vor fi cărți care vor spune și despre noi, dacă am făcut ceva pentru Domnul. 2 Cronici 7, 11, când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului. Dumnezeu știe ce gânduri te frământă, trebuie și pentru casa ta să faci, evident. Dar să fie și pentru casa Domnului. Cine nu îngrijește de-a lui, e rău cu el. Și cei din lume o fac, și animalele o fac. Dar casa Domnului trebuie să fie o pasiune pentru noi. Mai târziu scrie în istorie despre Ioas, și-a pus de gând să dreagă casa Domnului. Și ce frumos este când vezi pe cineva, că vede, știu eu, s-a învechit în cuiala sau lipsește ceva, să vină să spună, uite, aici cred că trebuie făcut ceva. Sau în lucrarea asta mi-am pus de gând. Am auzit pe cineva spunând, tot am un gând să mă duc să cânt la cor. Sau un băiat să spună, tot am avut în gând să învăț poezii. Lasă-te frământe gândul până o faci și să fie o lucrare bună. Despre Neemia vreau să mai citesc, acest om care a avut gânduri tare înalte, spune în cartea sa, capitolul 7, versetul 5, Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători, pe poporul să-i număr,
Și apoi vorbește despre implicare. De la Dumnezeu vine și voința și înfăptuirea, scrie Pavel în Filipeni 2. În mod deosebit gândurile care ne vin de sus, direct nouă sau la îndemnul altora. Să le dăm curs. Nu va striga Dumnezeu la noi, du-te și tu în via mea. Așa cum i-a întâlnit pe unii în piață. Era 5 după masă și le-a spus, de ce stați fără lucru? Oare n-au avut suficientă pasiune? Ce i-a împiedicat? Nu știm. Să dăm curs gândurilor sfinte și Domnul să ne dea har în toate acestea. Apostolul Pavel, plin de pasiune pentru lucrare, scria celor din Roma, de mult am avut de gând să vin la voi, n-a putut, în altă parte a fost împiedicat. Mi-amintesc că era un tânăr în Apuseni, avea capacități, foarte frumos recita, cânta, avea și îndemnuri foarte plăcute, calde, dar nu avea mare pasiune. Mă ocupam în vremea aceea de tineri în acea biserică și țin minte că într-o zi întorcându-ne spre casă, el ducea lemne, m-am oprit și fără să mă gândesc prea mult mi-a venit în minte cântarea pentru cine-ți bate, bate inima neîncetat, câte doruri te frământ. Și am spus, măi, iar n-ai avut pasiune. Și m-am interesat în timp și nu a făcut mare lucru pentru casa Domnului, deși ar fi avut puterea să o facă. Adesea se întâmplă la școală sau în sport sau în alte domenii. După cum zice Solomon, nu cei iuți aleargă, nu cei vitești câștigă. Totul depinde de vreme și împrejurări, dar adesea depinde de câtă pasiune pune omul. De cât de mult lasă gândurile să se transforme în acțiuni, să intre într-o anumită lucrare. Doamne, ajută-ne! Așadar, gândurile bune merită să pasioneze mintea, nu obosesc, dimpotrivă, o înnobilează. O a doua categorie de gânduri care n-ar trebui lăsate să frământe mintea, chiar dacă e normal să ne treacă prin minte. Sunt gânduri în dezbatere, în conflict. E vorba de frământările, încercările prin care omul trece în viață, felul în care vrea să rezolve problemele vieții, să deslege taine, să interpreteze atitudinile oamenilor, diferite evenimente, acțiuni, sub influență divină, umană, adesea când nu are explicații. În asemenea situații, omul își face multe planuri. Amintiți-vă de Iacov care se întorcea din Mesopotamie. Numai cât a scăpat de socrul său la Labam și cei ce îl însoțeau și a aflat că vine Esau împotriva lui. N-a dormit. Pregătit un dar consistent, sute de animale, și-a aranjat tabăra într-un sistem defensiv și el, după ce s-a rugat o noapte întreagă, se prezintă înaintea lui Esau, face câteva închinăciuni și îl întreabă Esau, ce ai de gând? Și putea să spună Iacov, să nu fi fost un penele mele, cum zice omul, ce am de gând? M-a frământat asta? Da, dar nu Domnul l-a ajutat. Nu Domnul a fost prezent acolo și l-a binecuvântat în noaptea aceea. În asemenea situații, uneori întrecem măsura și nu ne gândim că problema noastră tot nu se rezolvă așa, deși s-ar putea să dureze. Vă amintesc cazul lui David, a fost ani de zile urmărit. Și la un moment dat își spunea el, citesc din cartea 1 Samuel, capitolul 27, vă rog să vă gândiți că era după cea de-a doua posibilitate de a-l ucide pe Saul și, cum știți, n-a făcut-o. Este scris aici, în versetul 11, în timp ce era la Achish, zicea David, se gândea că ar putea să vorbească rău împotriva noastră, să zică așa a făcut David. Se temea și în țara filistenilor și tot la asta se gândea. Scrie într-unul din capitolele anterioare că a vorbit cu împăratul Moabului, nu știu ce va face Dumnezeu cu mine. Primește să locuiască la voi, tatăl meu și mama mea, poate și familia a avut repercursiuni din pricina regelui Saul. Și problema a durat. Adesea în psalm își exprimă el gândirea lui care îl frământa. Sunt alte situații, tot limit. Doi împărați, 7:4, gândiți-vă la leproșii aceia care nu aveau ce să mănânce. Erau înfometați. Și-au gândit, ce facem? Ne aruncăm în tabăra sirienilor, mergem în cetatea înfometată. Până la urmă, gândul a fost cel bun. Sau gândiți-vă la Iosif, scrie
Matei capitolul 1 cu 19. Se gândea ce să fac. Și nu de puțini ori tineri și împreună cu ei părinții se frământă cu privire la o căsătorie. Să mă căsătoresc, să nu mă căsătoresc. Am văzut unii care au făcut pe o pagină, pe două coloane, pro, contra, ce fac. Ei, toate aceste gânduri, de orice natură, toate acestea, trebuie lăsate în mâna Domnului. Cel care, așa cum spune în Psalmul 40, se gândește la noi. Să încercăm să nu ne îngrijorăm. Pentru că și astăzi îți spunea cineva, frate, de la supărarea asta m-am îmbolnăvit. Și dacă te îmbolnăvești, rezolvi tu sau doctorul problema, s-ar putea doctorul să nu rezolve nici boala ta. Și în loc de o problemă au apărut două. Iată câteva cuvinte din Scriptură, ca să nu vorbim de la noi, pentru că adesea oamenii ne spun, tu vorbești. Dacă știi tu prin ce trec eu, e așa. E ca și în cazul acelor doi oameni, se spune că mergeau pe mal și la un moment dat unul se scapă în apă și strigă. Și cel de pe mal îi zice, ce strigi așa? Dar nu știu să înot, dar nici eu nu știu. Da mă, dar numai eu sunt în apă. Asta e situația. Citim din Psalm 42, de la versetul 3. Cu lacrimă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde-i Dumnezeul tău? Astea sunt situații critice, limită. Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, mijlocul strigă de bucurie și de mulțumire a unei mulțime sărbătoare. Și apoi își zice, pentru ce te mâhnești suflete și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mânit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc. Aici e frumusețea și scăparea, aici e ușa. Degeaba dăm cu pumnii în pereți. Să batem la ușa îndurării, că Domnul ne va veni în ajutor. Sunt situații în care unii oameni nu mai pot să se roage. Eu recomand în asemenea situații să citească psalmi. Sunt rugăciuni care pot să suplinească nevoile noastre. Și când vedem că și alții au trecut prin situații similare, este o încurajare în plus. Tot din Psalm citim din 77, de la versetul 3. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mânește Duhul. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Iată o altă limită a frământării. Mă gândesc la zile de mult, la anii de odinioară, mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri, un Duh abătut și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic, și e bine să zici, că dacă rămâi numai la întrebările alea, e trist. Ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Aici e salvarea, să nu te gândești numai la problemă. Să te gândești și la lucrări în care Domnul te-a ajutat, la situații prin care alții au fost izbăviți. Citim și din plângere, numai situații extreme. Aș îndrăzni să spun că noi n-am fost în așa ceva. Să ne moară parte din neam, ceilalți să fim duși în robie. Grozăvii s-au întâmplat atunci. În vremea aceea femeile și-au mâncat copiii. Asta înseamnă că mintea așa pierdut limitele rațiunii. Profetul a suferit de foame, a fost chinuit. Și spunea el în plângeri 3 de la versetul 21, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă mai faci să trag nădejde, adică să nu te lași de sfoara aceea, de frânghia nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările nu sunt la capăt și se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare, slăvit să fie Domnul. Să avem așadar nădejde în Domnul. Mai adaug și din cuvintele Domnului Hristos, Matei 10, tot situații limite. Și dacă în situații limite se poate, între noastre și mai ușor. 10 cu 19. Dar când vă vor da în mâna lor,
a prigonitorilor. Să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că și ce veți avea de spus va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi în voi. Iată cum Domnul vrea să ne vină în ajutor. Dar eu mă adaug din Luca 12, aici sunt situații pe care le întâmpinăm în vremea aceasta. Dacă celelalte nu potrivesc într-o totul, aici cu îngrijorările și cu frământările, acestea ne caută și pe noi. Luca 12, citim de la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, aici e problema. Ce gânduri te frământă? Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caut. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de el. Te poți gândi cum o să-ți vină Domnul în ajutor. Și poate nu o să-ți vină cum te-ai gândit, poate o să-ți vină altfel. Adesea auzind descoperiri ceva de genul, Domnul va lucra, dar nu cum te-ai gândit tu. Că mintea noastră o ia într-o direcție, nu neapărat cea mai bună. Dar să nu te gândești că nu te ajută, că nu vei ieși biruitor, că vor fi probleme și așa mai departe. Pentru că toate astea duc la îmbolnăvire. Amintiți-vă de Belșațar, care a văzut numai un înscris și trupul i-a fost afectat. Spunea Psalmul 94, versetul 19, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, avalanșe. Mângâierile tale mi vrea sufletul. Doamne, mângâie-ne și pe noi și ajută-ne să ne mângâiem cu Cuvântul Sfânt, cu răbdarea ce vine din Scriptură. Pentru că în viață, știți prea bine, dacă nu te necăjește nimeni, te supără boala. Dacă nu ești nici bolnav, te ispitește diavolul. Ceva trebuie să se întâmple. Deci nu se poate ca mintea noastră să fie lăsată multă vreme în pace, fără să fie abordată și chiar bombardată de diferite probleme. Să nu lăsăm ca aceste probleme să ne apese, pentru că ne vor îmbolnăvi. Și încă un aspect referitor la gândurile care nu trebuie lăsate să frământe mintea, eu le-am numit gândurile paralele, bănuielile rele, prezumții negative, ne gândim că altul așa a vrut să spună despre noi. Și iau doar un exemplu din Biblie, Iosua 22. Ce s-a întâmplat? Două semiții și jumătate și-au primit moștenirea la răsărit de Iordan și după ce militare din aceste seminții au ajutat pe ceilalți evrei să-și primească și ei moștenirea, s-au întors înapoi. Poposind pe malul Iordanului, au făcut un altar impunător. Gândeau ei, nu cumva în viitor, cei mai mulți rămași la apus, să spună că cei de la răsărit nu sunt același popor cu ei. Ceilalți mulți rămași la apus, când au auzit că au făcut acest altar, le-a venit alt gând. Ăștia vor să slujească altui Dumnezeu. Și imediat trimit o misiune specială cu preotul Fineas, și când află ceilalți, spune, departe de noi gândul așa ceva să vorbim. Nu vi s-a întâmplat? Să te gândești că așa a vorbit cu tare sau că așa s-a gândit. Știu eu de ce n-a dat pacea Domnului cu mine. A vorbit cu tare și el i-a spus și poate celălalt habar n-are de ce ți-a trecut diavolul ție prin minte, bancă diavolului foarte interesant să te trimite pe tine pe aici și pe celălalt paralel. Și numai să nu te întâlnești. Să vă dau un caz. Cineva ne-a dat în administrare un apartament și mi-a spus, tot de aici din biserică, toate persoanele. Și vezi că ușa la intrare din hol, la cameră, se deschide greu. Între timp am dat cheia la altcineva care trebuie să-l pregătească pentru că venea cineva să locuiască acolo. A văzut că strânge, n-a știut că strânge, s-a uitat unde o fi cheia, a luat cheia de dulap, chipul le-a deschis, dar era deschis numai că strângea. A închis înapoi, dar a închis de două ori și a pus cheia la loc. Pe când mă duc eu, la gândul că strânge, am forțat până a rupt. Spuneți-mi, cine a greșit? Păi eu am greșit că nu i-am spus celui de-al doilea că strânge și el a greșit că nu mi-a spus că a încuiat. Dar amândoi am fost cu gând bun, că trebuia să facem un bine la cineva. Gânduri paralele. Și de aici se poate naște judecăți. Băi, de ce nu mi-ai spus? De ce n-a procedat așa? Bine, zicea cineva, cele mai mari probleme provin din faptul că oamenii nu-și exprimă corect propriile gânduri și le interpretează greșit pe altora. Astea sunt între oameni, se întâmplă, dar măcar să nu ne frământe, să nu facem teorii pe seama asta. Știi că așa ai vrut și că ai făcut, măi, poate nu e așa.
întotdeauna acordați oamenilor prezumția de nevinovăție. Gândiți-vă, nu-i de vină, n-a avut gând rău. Că dacă el a fost rău și tu îl încadrezi la un gând bun, tu nu păcătuiești, dar dacă invers, te faci judecător cu gânduri rele. Și asta nu-i de dorit. Și a treia și ultima categorie de gânduri, gânduri rele care nu trebuie acceptate deloc în minte. Cele cu privire la viață, mă frământ cum să fac, e normal să treacă prin minte, dar nu le lasă, mă obsedez, mă rog și le las în grija Domnului, că tot nu voi învârti eu lumea asta. Tot El a dat comandă să își facă fiecare stea și fiecare corp ceresc circuitul Lui. În mod deosebit aici să ne ferim de planuri rele, de a gândi răul împotriva cuiva. Și asta se poate întâmpla, pentru că iată ce vă citesc din Cartea Genesa, capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare și pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Asta înainte de potop, dar și după potop, 21, din capitolul 8. Domnul a zis în inima lui, gândurile din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Am putea spune chiar din copilăria lui. De aceea se temea apostolul și scria în 2 Corinteni 11, mă tem să nu vă fie afectat diavolul gândurile. Că tare ușor se strică. Pentru că diavolul are dominație puternică, citesc din Efeseni, unde apostolul prezintă situația din lumea gândurilor, din viața aceasta. 2:3, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftile firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și totul Efeseni scrie în 4:17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Gândurile rele sunt demonice, dragii mei, Dumnezeu le suportă, le notează, dar vine vremea când le pedepsește. Cei de la turnul Babel aveau un gând, dar Dumnezeu le-a spus, îi pun capăt. Saul a avut numai gând să facă rău la David. Și asta e cel mai demonic când cu insistență, în mod repetat, în mod deosebit la cineva din familie, sau oricine ar fi aproape de tău la urmă ormei, vrei să-i faci rău într-un fel sau altul, să te răzbuni. Un gând premeditat. Doamne ferește chiar de situația cum scrie în Proverbe că celui ce întoarce binele cu rău, știți ce sentință îi se dă? Nu-i va părăsi răul casa. Fiindcă Ioab a făcut rău premeditat și a omorât pe doi oameni, pe Abner și pe Asael în mod mișelesc, a primit mare blestem tot neamul. De asemenea, să ne ferim de gânduri de judecată. Scrie în Iacov 2:4 că unii judecă pe alții când vine în adunare. Îi clasifică judecător cu gânduri rele. Acestea aduc vinovăție gravă. Și aș mai adăuga aici la gânduri rele, gânduri referitoare la plăceri lumești. Zicea Iacob 4:3, cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Când cineva își pune în gând o poftă rea sau o pasiune, aici mă gândesc și la tineri, atunci când gândul înspre rău vin să-și îndeplinească o anumită plăcere vinovată, cum vede în lumea aceasta, cum și-a dorit fiul risipitor, dar iată că și celălalt era ispitit și voia să aibă un iet cu prietenii lui, să ne ferim de așa ceva. Domnul să ne dea lumină și îndurare. Amin. Așadar, sunt gânduri bune care merită să ne pasioneze, gânduri care ne frământă, ca oameni în viața aceasta, cu care trebuie să venim înaintea Domnului în rugăciune, și gânduri rele de care trebuie să ne ferim în mod categoric. Trebuie apelat la mărturisire, nimeni să nu gândească rău împotriva aproapelui său. Și închei, concluzionând, sintetizând, gândurile care frământă mintea, nu doar acele tangențiale, determină cuvintele, faptele și în final destinul nostru. Spune în Proverbe 14:22, în adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc. Intersecția spre rău pleacă din minte. Dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Vrei să fii bun și credincios?
gândește bine. Pozitiv. Frumos. Renunță la toate cele rele, cum spunea profetul Isaia din partea Domnului, să se rase cel rău de gândurile lui. Ele trebuie scoase în mod hotărât din minte. S-au strigat Domnul prin profetul Ieremia 4:14, Ierusalime, până când vei păstra gândul nelejuit în mintea ta? De acolo ar trebui rezolvată pocăința, la nivelul gândirii. Să nu le dăm curs. Nici dacă, atenție, ni se par îndreptățite. Astea sunt soi de gânduri rele care plin la unii care cred că sunt drepți și vinovat, frate. Nu ești tu judecător. Tu fă-i bine dacă poți. Dacă trebuie mustrat, mustră-l, dar nu te încărca cu un păcat, scrie Levitic 19, în mintea ta, gândind rău împotriva lui. O prietenie mai bine pe față, cu mustrare, decât una cu viclenie. Și în ultimul rând, ceea ce trebuie să fie pentru noi o notă de verificare. Omul duhovnicesc este biruitor în lumea gândurilor. Omul duhovnicesc este biruitor în lumea gândurilor. 2 Corinteni 10:5. Toate gândurile vin și la noi, ca și credincioși. Dar uitați-vă ce har avem noi. Noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice înălțime, deci fie cât de impunător acel gând, de insistent, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne ajută-ne! Dar asta nu se poate numai dacă scriem versetele anterioare că noi ne ruptăm cu arme duhovnicești. Cu arme firești nu rezolvi, că te bate diavolul, dar cu arme duhovnicești, cu rugăciune, cu cuvânt, cu dorință de pace, de sfințire, cu arme duhovnicești învinși toate aceste gânduri și ești biruitor. De aceea scrie 1 Petru 4:1, înarmați-vă cu acest fel de gândire, echipați-vă. Echipamentul pleacă de aici, de la nivelul minții. Celelalte sunt doar chestiuni de procedură la urmă. Dacă aici ești biruitor, n-ai probleme cu gura și cu atât mai puțin cu alte fapte care în final se constituie în caracter și decurg într-un destin. Domnul să facă lumină în mintea noastră și să lase pace. Amin.